Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la un nou video. Astăzi o să fie un mic unboxing, să zic așa, sau un mic fan mail, pot spune, pentru că după mult timp am să desfac o scrisoare. Am mai primit între timp mai multe scrisori de la voi de-a lungul lunilor trecute, dar nu le-am prea prezentat în videoclipul și chiar mi-a atras cineva atenția. Dacă mai primesc colete scrisori, dacă mai fac fan mail-uri. Și neavând foarte multe la un loc, le-am desfăcut fără să le mai citesc, dar mulțumesc celor care le-ați trimis. Și vă promit că de acum o să continuăm seria asta cu fan mail-ul. Pentru cei care nu știți, căsuța poștală unde puteți să-mi trimiteți orice colet, orice scrisoare doriți voi, orice mic pachet sau o poezie sau orice altceva, aveți adresa mai sus în descriere, care este chiar aceasta. Dacă nu știți, aceasta este adresa, dar o găsiți, bineînțeles, și în descriere. Așadar, am primit aici o scrisoare de la un abonat și am aici un mic pachetel, nu chiar de la un abonat, ci de la, după cum se observă și pe cutie, de la Prozis, un pachet surpriză pe care nu l-așteptam, dar am fost contactat și mi-a zis că vor să-mi trimită niște monstre, niște lucruri noi pe care abia le-au băgat pe stoc și să le testez sau să le arăt și vouă dacă vreți, și cu ocazia asta o să fac și un video, bineînțeles. Așadar, hai să începem cu această scrisoare care vine din partea lui Butoi sau Butan, nu știu sincer, Butai Daniel. Cred că Butai Daniel, Butai Daniel Alexandru, strada așa, ok, localitatea Hărgă, băi, scrisul e frumos, dar nu înțeleg eu, Hărgăritești, comuna Moineasa, județul Olt, ok, dar nu-mi dau seama, Mărgăritești sau Mărgăzitești, nu înțeleg, scuze, frate, ok, sincer, nu știu de când timp stă scrisoarea asta acolo la poștă, pentru că m-am dus cam rar și atunci când mă duceam și mai găseam câte o scrisoare sau ceva, o desfăceam și nu mai filmam. Așadar, de acum, dacă vreți să-mi trimiteți, o să facem ca înainte diferite fan mail-uri și puteți să apăreți și voi în videoclip. Așadar, hai să vedem ce avem aici. E un CD, asta? E un CD, Foxy și Cartea Misterelor. E un CD, cred că, da, pentru copii, bineînțeles. Pentru Nicolas. Sunt 18 jocuri distractive, 54 de fișe de lucru. Jocuri pentru copii sau ceva de gen, nu știu ce sunt astea, oricum. O să-l bag și o să văd. Și aici avem scrisoare. Citește. Salut, Bogdan. Eu sunt un mare fan. Scuze pentru scris. Mă numesc Butoi. Butoi Daniel Alexandru. Am 12 ani și te urmăresc de pe la vreo 10 ani. Eu am decis ca să-ți trimit o scrisoare și poate pe viitor să-ți trimit și un colet. Te rog să-i saluți pe Robi, Alex, Mihai și pe vara mea, Violeta. Salut! Pentru asta găsești 5 lei în plic. Pentru asta găsești 5 lei în plic și din partea mea să-i saluți pe Nicola și pe Sabina. Cam atât, am avut de spus, te salut și îți doresc un an nou fericit și să ai parte numai de realizări și fericire în familie. Respect! Ok, deci cred că aici, nici nu știu, ok, avem și o donație de 5 lei, da, îmi plic, ok. Bun, așadar, o singură scrisoare pe care am avut-o, e prima pe anul 2020, lunile trecute, după cum am spus, nu le-am citit, nu le-am arătat, îmi pare rău, dar să știți că le-am primit pe toate. Așadar, de acum vă promit, dacă vreți, puteți să trimiteți în continuare și eu o să le citesc. Continuăm cu pachetelul acesta, care n-am nici cea mai mică idee ce are în el, sincer, bă, nu e mare, dar se aude ceva în el și nu e nici greu, e, nu știu ce ar putea să fie, îmi dau eu seama așa că sunt diferite lucruri produse de mâncat, cel mai probabil, da, uai, ok, avem aici o hârtie și cam asta e în interior, ok, deci ăsta este un pachet surpriză de la Prozis, pentru cei care știu, este un site de suplimente, de accesorii. Ce sunt astea? Crispies Trigons. Trigonic? Cu păstăi sau ce sunt astea, mă, frate? Greenpeace. Ok, așa arată. Deci sunt niște chipsuri. Nici nu știu cum sunt astea. Văd că sunt mai multe pungi.
Ok. Sunt vreo 4 pungi dintr-astea cu mazăre sau tai mazăre, mă. Ok. Proteice cu mazăre. Mai avem aici trigoane cu... Asta este cu porumb și asta e tot cu porumb. Tot crispies cu porumb. Astea. Deci avem cu porumb. Astea sunt cu... Cum le spune la astea? Am uitat. Ce spune? S-am uitat cum le spune în română. Cam așa arată. Ok. Da. Băi, îmi stă pe limbă, dar nu mai știu. Ok, avem câteva dintre astea, câteva dintre astea. Mai avem aici o peanut choco butter. Ok, avem peanut choco butter. Pe ăsta nu l-am încercat și nici pe ăsta nu l-am încercat. Mi-au spus că sunt lucruri noi și chiar nu le-am încercat, sincer. Ia să văd. Da, bine. Nu o să desfac acum, dar e ciocolată. Da, este ciocolată. Mai avem alte crispy. Tot așa, mini trigoane dintre astea cu porumb. And quinoa. Quinoa, ce era quinoa? Am uitat cum îi spune. Nu știu, așa arată. Deci sunt chipsuri proteice. Are proteină 6,7 pe 100 de grame, asta are 70 de grame. Deci așa, fibre 1,9 grame, carbohidrat 77 de grame pe 100 de grame. Ok, da, și sunt mai multe, nu, astea, uite, tot dintre asta, orez cu ciocolată neagră. Tot niște crispy dintre astea, cam așa arată. Văd că sunt vreo 4 aici în pachet. Mai avem făină de migdale, dintre asta știu că și-o luat Sabina, dacă ați văzut clipul ei, dacă nu l-ați văzut, uitați-vă să vedeți. Da, și-a luat Sabina luna trecută. Ok, deci asta e praf de migdale. Mai exact, poți să faci prăjituri, poți să faci diferite lucruri, să-l mănânci, să-l amesteci într-un shake și așa mai departe. Sunt migdale, dar sunt măcinate. Praf de migdale. Ce mai avem? Încă o dintre asta cu orez, deci sunt în principal, văd că sunt numai lucruri dintre astea de ronțăit și uite și niște energy electroliți, ok, cu cafeină, mai exact avem niște la tub, așa, pastile dintre astea pe care le pui în apă în timpul antrenamentului sau după antrenament poți să iei una dintre asta cu apă să-ți mai dea un plus de energie, bineînțeles. Da, ok. Și o altă variantă sunt energy drink acestea, niște băuturi ca un fel de energizante de la Prozis, cam așa arată. Dacă ar focusa, ok, așa arată. În timpul antrenamentului, după cum vedeți, arată aici 2 sus, înainte, după sau în timpul antrenamentului, înainte, în timpul antrenamentului sau după antrenament. Pe fiecare băutură arată, în principal, pe care am văzut de la Prozis, am văzut că arată aici sus, interesant așa, avem câteva băuturi dintre astea, mai avem încă un crispy dintre asta cu corn and quinoa, ce e quinoa, că nu mai știu, sincer, habar n-am, quinoa, deci scrieți-mi voi ce e quinoa, mai am vreo două energy drink dintre astea și încă vreo două pungi, adică cam atât ar fi, deci sunt niște chipsuri pe care chiar am să le încerc acum, uite, o să încerc una dintre asta. Nu asta. De fapt toate sunt la fel, doar că depinde de pungă. Hai să vedem una. Lens și chip. Ok. Miroase ciudat, nu știu. Nu-mi dau seama. Ok, ce ciudat e ăsta. Uite, unul mai care arată mai frumos, un triunghi. Tortillas. Nu-i prea sărat, dulce în niciun caz. Parcă nu prea. N-are foarte. N-are gust cine știe ce. Adică o aromă. Am uitat cum se traduce în română. Boabele astea. Cum se traduc. Nu mai știu. Bă, nu era. E ronțăibilă. E interesantă. Sunt curios ce conține ca și
proteine 26 de grame, carbohidrați 46 de grame, zahăr 1,5 grame. Pe 100 de grame are 397 de kilocalorii, iar asta are 20 de grame. Deci o pungă dintre asta are undeva la, să zic, 70 de... 80 chiar, cam 80 de calorii, kilocalorii. Da, ok, asta e deci cu gust de chickpeas. Ok, și hai să mai încerc cu altă aromă. Ar fi, asta este quinoa, una dintre asta. Asta verde cu mazăre, bă frate, nu prea mă înțeleg eu cu mazărea. Depinde cum e gătită, dar, na, hai să vedem una cu mazăre, cum arată, cum ce gust are. Nu mi-a sănit deloc, nu are niciun miros specific. Nici gustul. Nu-mi place, dar nici nu-mi displace, adică e un gust sincer. E un... Nu are o aromă anume. Ambele mi se par cam la fel. Asta are carbohidrat 52 de grame și are 407 de kilocalorii pe 100 de grame. Și zahăr 2,2 grame. Diferă. Na, e mazăre. Ok. Da, pe asta am încercat-o. Asta nu e chiar nou, adică am mai băut. Interesantă la gust. E un gust de energizant, nu e chiar la fel ca și energizantul din magazin, dar este tot un energizant, ca să-i spun așa. De asta n-am mâncat, doar Sabina. Întrebați-o pe ea ce gust are. Și hai să încerc și eu dintre asta. Un crispy cu choco, care arată cam așa, mai exact este orez expandat. Miroase bine. Chiar miroase bine a ciocolată. Asta e bună. Asta îmi place. Ce aromă bună a ciocolata. Da. Cam asta ar fi mica degustare, să zic. În mare parte sunt cam aceleași produse, doar că mai multe mostre. Bun, așadar, o să chei acest video. După cum am spus, o să continuăm seria cu fan mail-ul. Puteți să-mi trimiteți, mai jos aveți adresa, căsuța poștală numărul 12, oficiul poștal numărul 1, Recuci, județ Galați, numele meu, Bogdan Hriscu. Puteți să vă duceți la poștă, nu vă costă nimic să puneți o scrisoare, iar ca să trimiteți un pachet, nu știu, 7 lei, 10 lei, maxim, depinde cât e de mare sau de greu pachetul. Așadar, dacă vreți să ne trimiteți diferite lucruri și să apareți în video, eu vă aștept. Nu uitați și de follow pe Instagram, BogdanHriscu91, îl aveți aici sau tot în descriere. Și cam atât. Ne vedem data viitoare. Numai bine!